Curtea Constituțională a respins sesizările procurorului general și a deputaților Vasile Bolea și Vladimir Voronin referitoare la modificările la legea procuraturii. Acestea prevăd, printre altele, evaluarea performanțelor și sancționarea disciplinară a procurorului general de către o comisie specială. Potrivit legii, dacă această comisie îi va atribui calificativ nesatisfăcător, Consiliul Superior al Procurorilor îi va putea propune șefului statului să-l elibereze din funcție. Procuratura Generală a precizat anterior că modificarea legii reprezintă un risc pentru independența instituției și separația puterilor în stat, subminând independența procurorilor în avantajul factorului politic. Tot joi, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă și sesizarea procurorului general Alexandru Stoianoglo, care a cerut examinarea constituționalității unui decret al președintelui Maia Sandu, prin care Dumitru Pulbere a fost exclus din Consiliul Superior al Procurorilor pentru că are peste 65 de ani. Asta după ce majoritatea parlamentară a modificat legislația și a stabilit un plafon de vârstă pentru funcția de membru al CSP. Pulbere a devenit membru al CSP în februarie 2018 în baza unui decret semnat de președintele de atunci, Igor Dodon.